Rețeta continuă să facă victime. Fostul șef al poliției din oraș a ajuns azi la spital după ce i s-a făcut rău. Se pare că bărbatul era foarte supărat pentru că a fost nevoit să-și dea demisia în urma scandalului în care au fost implicați fiii primarului din localitate. Simona Boțov știe cum se simte acum fostul șef de poliție. Simona, ce a pățit bărbatul? Bună ziua! În această dimineață, fostul șef al poliției din Deta a mers la birou. Acolo se pare i s-a făcut rău și a fost nevoie de intervenția unui echipaj de ambulanță. Medicii l-au preluat și l-au transportat la spitalul din Deta. Medicii spun acum că fostul șef al poliției din Deta este în stare stabilă, însă va mai rămâne pentru investigații sub strictă lor supraveghere. Din primele indicii, se pare că este vorba despre un preinfarct. În ceea ce privește recursul care ar fi trebuit să se judece astăzi, cei patru suspecți au cerut o amânare pentru că unii dintre ei vroiau să își angajeze alt apărător. Un nou termen a fost stabilit pentru săptămâna viitoare. Între timp ar trebui să vă spun că fiul cel mic al primarului din Deta, Călin Roman, a declarat că de fapt ei au fost victimele și că le este frică și acum pentru viața lor, pentru că au primit amenințări. Așadar, dar potrivit suspecțiilor, se pare că totul a început în noaptea de sâmbătă spre duminică, chiar de la victime care au intrat în local înarmate cu un pistol. Ce au făcut? Ce au făcut? Cum v-au atacat? I-au atacat cu băte. Aveau și pistol? Unul dintre ei a avut pistol. Au fost răniți? 10 minute s-a chinuit să armeze pistolul. Norocul nostru că nu a reușit. Ar fi o altă variantă decât cea a martorilor. Călin Roma susține că scandalul ar fi fost pornit nu de grupul lui, ci de cei trei tineri care, în final, au ajuns la spital. Să răspundă la fel și ceilalți doi, așa zisele părți vătămate, care, până la urma urmei, și acestea au fost implicate în scandal. Mai mult, fiul primarului se simte amenințat. Vă frică pentru viața voastră? Da. V-au amenințat rudele, prietenele? Ne-au amenințat și ne amenință în continuare. Bogdan Roman, fiul cel mare al primarului, este în continuare de negăsit. Bărbatul a plecat nestingherit din fața discotecii unde a avut loc scandalul, după cum o arată și imaginele de pe camerele de supraveghere. Nu s-a grăbit să dispară. S-a suit în mașină și a trecut mai întâi pe la spital. După incident, imediat, Roman Bogdan s-a prezentat la spital pentru acordarea îngrijirilor medico-legale, acesta fiind la rândul său agresat și tăiat la mână. Abia apoi a dispărut. Tânărul a fost dat în urmărire generală și consemn la frontieră. Cei doi fii ai primarului au fost cercetați în mai multe dosare pentru scandaluri, dar au primit neînceperea urmăririi penale după ce victimele și-au retras plângerile.